Am înclinat totuși terenul în spre jumătatea Mureșenilor. Gol! Oh! Ce execuție a lui Erico da Silva! Super gol într-un meci care numai asta nu anunța. Un joc care nu prea a lăsat loc de așteptări de acest gen. Dar ce execuție al unui jucător care, sincer, întotdeauna mi s-a părut că e puțin subestimat. Spuneam, o contribuție importantă și la golul victoriei Pandurilor pe final cu Concordia Chiajna. Acum un șut superb, nicio șansă pentru Pap. Marcaj generos. O minge care trece printre picioarele lui Kerteș. Un interior foarte puternic al lui Erico da Silva, iar Ionel Ganea face ultima modificare. Tot post pe post, îl scoate pe Stoica și îl introduce pe Rus.